Aniversarea 25 de ani de la înființarea Catedrei de Chirurgie Plastică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj a strâns la un loc 60 de specialiști în chirurgie plastică din străinătate și peste 250 din țară. Am încercat să reunim într-o manifestare științifică de amploare trei congrese ale trei societăți, deci, din România, care sunt practic conectate între ele, respectiv chirurgia mâinii, microchirurgia și chirurgia plastică. Specialiștii în chirurgia plastică au prezentat cele mai inovative proceduri și tehnici în domeniu care sunt aplicate în marile centre medicale ale lumii. Tehnici noi toată ziua inventăm, tehnici noi toată ziua încercăm să găsim soluții noi pentru pacienții noștri. Fiecare tehnică în sine pe care o folosim este rodul unui studiu aprofundat și foarte insistent din partea noastră. Trebuie să fim în contact în permanență cu colegii noștri din străinătate. Ce fac ei noi, preluăm și noi și facem și noi. Ce facem noi nou, preiau și ei. Profesorul clujan Alexandru Georgescu este unul dintre pionierii chirurgiei plastice din România. Unele din tehnicile practicate de reputatul chirurg sunt folosite acum și în clinici din străinătate. Printre acestea se numără tehnica pentru reconstrucția tendoanelor de la nivelul mâinii și lambourile pe vase perforante. Am dezvoltat chirurgia lambourilor în România foarte mult și am fost primul din România care am făcut lambourile, așa numitele lambouri pe vase perforante, care sunt niște lambouri, niște văsuțe foarte mici, care au sub un milimetru până la 0,5 mm diametru exterior. Deci vă dați seama ce mici sunt. Sigur, și o mulțime de alte tehnici, lambouri cu oase vascularizate și așa mai departe. În cadrul Congresului, medicii rezidenți au participat la un concurs de prezentări din domeniul chirurgiei plastice. Chirurgii plasticieni din România susțin că este nevoie de rezidenți în acest domeniu, iar multe dintre operațiile plastice care se fac în centrele medicale din străinătate se pot efectua acum și la noi. Nu știau în România autoritățile că sunt copii cu paralizie de plexus brachial la naștere, sunt 40 de ani și îi trimiteau pe toți în Germania. Pe mult mai bun. Când aceste lucruri se puteau face, dar nu știu nimeni. Cum la fel, multă din oncologii din România nu știu că se poate face reconstrucție de sân în România. Congresele dedicate chirurgiei plastice se încheie pe 29 aprilie.